Primul meci din 2022 pentru noi, partidă disputată contra celor de la Ceporul Cluj. În fața dumneavoastră, ca de obicei, este domnul Anton Petrea. O să rog să spună câteva lucruri despre joc, după care o să la dispoziție. Mă rog. Bună ziua! Da, ne așteaptă un debut de an de foc, cu un joc împotriva echipei de pe primul loc. O echipă care a avut un parcurs incredibil în prima parte a sezonului, cu 19 victorii și doar 2 înfrângeri, fără niciun meci egal. Asta spune multe despre forța lor, despre faptul că formează o echipă puternică, o echipă experimentată cu jucători care au câștigat campionate, o echipă care primește foarte puține goluri, cel puțin în ultimele 6 partide oficiale n-au primit niciun gol. Asta cred că ar trebui să fie un motiv motivațional pentru noi să ne dorim să fim echipa care reușește după 6 jocuri să marcheze împotriva lor și să și câștigăm. Ne așteptă, știm forța CFR-ului, stilul lor de joc. Sper ca mâine seară să găsim soluțiile cele mai bune pentru a desface apărarea lor foarte bună, care o au puternică și să fim inspirați în decizie pe care le vom lua în preajma porții adrese. Vă rog. Începeți anul practic în aceeași formulă, adică n-ați adus un jucător, n-au prea plecat, nu au prea ce te-au putesc cu, e bine sau e rău asta? E bine sau e rău? Da. În perioadele de pauză convențională, de regulă se mai schimbă rândurile, să spun așa. Nu a fost așa cazul, a plecat doar un singur jucător. N-am adus altceva în schimb. Consider că avem un rol destul de echilibrat și cred că doar de dragul de a face transferul, cred că nu avea sens să facem. Și cred că asta ar trebui să fie, un lucru bun pentru noi, ar da un pic de omogenitate echipei și exprimarea echipei să fie foarte bună. Sper că îmi doresc chestia asta. Bună ziua, vă sperie în vreun fel ceea ce s-a întâmplat la meciul tur? Practic e singurul meci în care FCSB nu prea a contat. Fiecare joc e cu istoria lui în jucător. Nu eram aici, mă rog. Pe mine mă preocupă jocul de mâine seară. Așa pot să mă gândesc și eu la meciul din sezonul trecut când am câștigat cu Arena cu 3-0 contra lor. Și mi-aduc aminte ce bucurie imensă am trăit cu toții. Mi-aș dori să mâine seară să putem să ne bucurăm la finalul jocului după un joc bun și pentru o victorie de la noastră. E clar că, dacă tot vorbiți de apărarea lor, trebuie să visați fazele fixe? Da, sunt periculoși și la fazele fixe, și pe contraatac. Nu pot să spun că am analizat jocul, dar nu pot să spun că sunt doar periculoși doar la fazele fixe. Au jucători tehnici, jucători buni, jucători de viteză pe benzi, care oricând pot dezechilibra orice apărare. Trebuie să fim atenți nu numai la fazele fixe, cât și la contraatacurile lor. Probabil că vor presta un joc de așteptare și vor încerca să ne surprindă pe contraatac. Însă noi trebuie să fim pregătiți la toate capitolele. Păi nu, și pentru dumneavoastră, adică să înscrieți din fază fixă ar fi teoretic mai simplu dacă le-ați avea ceas, nu? Da, da. În ultima vreme am reușit să marcăm ceva goluri din faze fixe. Sper să ținem tot așa să mai marcăm, dar pe mine mă interesează primul rând jocul nostru. Vreau să avem o exprimare bună, vreau să avem o mobilitate bună a jucătorilor în teren, o circulație a mingii cât mai bună și către poarta adversă și să reușim să finalizăm cât mai multe acțiuni. În ce măsură se poate schimba lucrurile la titlul după meciul de mâine seara? Nu cred. Să vedem ce puncte între dumneavoastră și CFR Cluj. Da. Părerea mea că mai sunt destul de multe jocuri de disputat, multe puncte puse în joc. Chiar dacă vom reuși să câștigăm mâine seară, ne-am apropiat puțin, dar mai avem de tras, trebuie să venim din urmă, trebuie să luăm după aceea fiecare joc în parte și să ne gândim la victorie la fiecare joc. E un meci important, dar nu cred că va fi decisiv mâine, meciul de mâine seară. S-a discutat un spațiu vorbind despre Varela? Vă doriți un astfel de jucător? Au apărut ceva discuții despre Varela, dar nu cred că e cazul să vorbim despre venirea lui aici. El, din ce știu, are alte planuri. Și nu cred că e cazul să ne
facem un gând la eventualitatea transferului său. Cât de greu vă e să vă faceți temele pentru acest meci? CFR transferă în continuare foarte mulți jucători, are o grămadă de soluții, dar la tagă, să mă gândesc, care poate 5-6 soluții. E greu să anticipați ceea ce va urma la meciul de mine? Din punctul meu de vedere, cred că vor alinia o formație cât mai apropiată de cea care au evoluat în ultima perioadă, în ultima parte a sezonului. Iar jucătorii noi veniți să fie integrați pe parcurs. Nu cred, pe părerea mea, nu știu cum vedem în seara, dar nu cred că va apărea mâine în titularul un jucător care a fost acum transferat. E părerea mea. Ei au un stil de joc, au o echipă care joacă cam același lucru și am un schelet, să zic așa, formației bine stabilit și poate pe parcurs apară ceva jucători cei noi transferați. Preferați victorii cu 1-0 cu CFR și Dinamo? Da, prefer victorie. Nu mă interesează scorul. Important este să înscriem mai mult decât adversarul și să câștigăm. Asta e cel mai important. Ce semnale aveți de la suporteri pentru că iar s-au supărat? Anunță un protest. Eu nu doresc decât ca suporterii noștri să fie alături de echipă, de jucători să susțină. Pentru că au nevoie, avem o echipă tânără, avem jucători cu fluctuații, oscilații în evoluții și tocmai în acest motiv cred eu că suporterii noștri ar trebui să se gândească să sprijine mai mult pe ei, echipa. M-a surprins laudele lui Dan Petrescu, credeți că e o strategie sau sunt sincer? Nu știu ce a declarat domnul Dan Petrescu. Că sunteți cea mai bună echipă, aveți cei mai buni jucători. Da, bine, e o strategie și asta binecunoscută, dar cum să spun, nu, noi nu ne luăm după ceea ce se vorbește în spațiul public, chiar nu știam despre ce declarații au fost date. Noi încep pe jucători să-i concentrezi și să se gândească doar la ceea ce avem noi de făcut, fără a lua în calcul ceea ce se vorbește în media. Paolo, Vinicius este în lot? Pentru că cei ce au venit, iarăși au venit suporterii cu această informație, că știu ei că e pe lista neagră a domnului Becali. Nu s-a pus problema. Vini mai are contract până în vară. Nu s-a pus problema că el să plece. N-a fost la un meci, dar asta nu înseamnă că nu va pleca. E, echipa se pregătește, probabil că va fi în lot. Da, deci probabil va fi. Poate va juca. Unde credeți că s-a făcut diferența asta între FCSB și CFR Cluj? 10 puncte, pentru că vedem parametrii și la cei mai mulți echipa dumneavoastră este peste adversara de mâine. Păi, diferența s-a făcut, așa cum am spus la începutul conferinței de presă. Au câștigat din 21 de partide, au câștigat 19 și au pierdut doar 2. Au avut un parcurs mai stabil, să zic așa, mai constant. Și au reușit să câștige, chiar dacă de multe meciuri au câștigat la limită, 1-0, 2-1 sau ceva din urmă, chiar așa. Asta înseamnă că, așa cum am spus, sunt o echipă experimentată care, în momentul în care reușesc să marcheze, greu mai primesc gol. Și, cel puțin în ultimele jocuri ale lor pe care le-am văzut în sezonul trecut, au reușit să marcheze undeva după minutul 60, spre finalul jocului. Și după aceea e foarte greu să le mai poți da gol. Încercăm să găsim soluții cât mai rapide de la începutul jocului, adică să poate să marcăm, să ne facem viața mai ușoară. Păi pe cine e presiunea mai mare în contextul acestui meci? Eu cred că presiunea există la toată lumea, nu numai la primul loc sau la ultimul loc. Fiecare echipă în parte are o presiune raportată la obiectivele care le are. Ținând cont că jucăm cu primul loc, noi venim din urmă, încercând să venim din urmă, cred că avem și noi o presiune pe urmerii noștri, dar ceea ce vreau să transmit și jucătorilor și echipei este că noi să fim concentrați doar pentru a câștiga jocul din urmă, după care putem să vorbim mai departe. V-ați dorit pe căi Tănase cumva afectat că n-a reușit să plece în iarna asta? A fost un subiect fierbinte așa de discuție? A fost subiect fierbinte, cred că în fiecare pauză competițională. Nu cred că mai... Poate acum 2-3 ani poate era afectat, dar acum după câte s-au scris și câte s-au, unde a fost plimbat, nu cred că mai este foarte afectat. Și nu-l văd în antrenamente și în discuțiile cu el, e preocupat de ceea ce se întâmplă aici și să-și facă treaba cât mai bine aici. E o schimbare de strategie față de zonale trecute, de a mița pe consecvențe și a nu aduce jucători? Da, oarecum.
așa cum a spus vis-a-vis de întrebarea cu transferurile, am considerat că momentan nu avem ce aduce în plus care să ajute efectiv echipa la momentul actual. Doar ca să aducem jucători, să-i avem, nu cred că își mai permite nimeni lucrul ăsta. V-ați dori ca Budescu să aleagă o echipă din play-out, una care probabil va prinde play-off-ul, în cazul momentului? Nu veți avea probabil adversar în play-off. No, cum pot să-i spun decât mult succes. Budi e un băiat foarte, foarte ok. Mă bucur pentru că și-a găsit loc așa cum și-a dorit, mai aproape de casă. Și nu pot să-i spun decât succes. V-a fost cumva în dacă din anul aseară, în momentul de aseară, ținând cam ca o altă probleme, mă așteptam să joace bine? Da. Mă așteptam să joace bine, pentru că au schimbat și câteva lucruri în cadrul echipei, cursa antrenorul. S-a venit cu o altă idee de joc, se vede o schimbare și nu pot să spun că m-a surprins evoluția lor. Ei au fost aproape să obțină un rezultat pozitiv. Da, v-a dat prisoane așa și cu deciziile arbitrilor? Adică nu, chiar nu mă gândesc. Mi-am propus să nu comentez absolut nimic și nici pe margine. Deja am două cartonașe galbene și nu mai vreau să mai achiziunez altul. Vreau să mă potolesc și să nu mai țin nimic despre arbitraj. Mă teamă de perioada asta, am crescut foarte mult cazurile de COVID și în România așa situație critică. Da, e o problemă, din păcate, la toată lumea văd, sunt echipe care au cazuri și mai apar. Sperăm să fim ocoliți, cât e posibil, de acest virus și să putem avea jucători sănătoși antrenamente și să se pregătească cât mai bine să poată să joace. Vom vedea ce evoluție va avea în țară și sper ca să nu se închide iarăși stadionele să jucăm fără suporte. N-aș vrea să se întâmple chestia asta. Sigur că mai e un meci până la derby. Vreau să mă întreb dacă e cumva un dezavantaj pentru echipa noastră faptul că veți juca niște cu cel mai de gazul nu e cel de pe arena națională. Știm echipa regiunea care combină foarte mult. Da, ne-am fi avantajat un teren bun, asta este clar, datorită stilului pe care vrem să-l impunem, stilul nostru de joc, însă o trebuie să ne adaptăm la ce găsim acolo, dar până la momentul ăla